proiecte pe care dumneavoastră le-ați depus la Consiliul Județean. Mai înainte au fost cei care au depus rând proiecte pe domeniul social. Ieri, după amiază, am avut onoarea să semnăm contracte de finanțare pentru proiectele care au fost depuse pe domeniul cultural. Suma totală pusă la dispoziție de Consiliul Județean și aprobată de Consiliul Județean a fost de 1 milion de lei, din care 400 de lei pe cultural, 400 pe social, 200 de mii de lei pentru proiectele din domeniul sport. Sper ca de la an această sumă să fie mai mare, să o aruncăm, dat fiind că și societatea civilă se întărește, numărul organizațiilor neguvernamentale, numărul asociațiilor sunt din ce în ce mai mare și am crescut împreună, am făcut activități frumoase, am identificat nevoi și așa cum în celălalt domeniu consider că este foarte important sportul, nu numai sportul de performanță, ci sportul pentru toți. Așadar, sunt 8 proiecte care au fost selecționate. Ele vin, practic, să completeze, ca să zic așa, în ramurile sportive și abia aștept să primim imagini, să fim prezenți și președintele Consiliului Județean și colegii mei la activitățile pe care vreau să le desfășurăm, să fim vizibili, să țineți foarte aproape de colegii din cadrul Direcției de Dezvoltare, care vor monitoriza foarte atent cum se vor derula aceste proiecte, să fiți atenți la modul de contact, ca să nu avem neplăceri și să vă păstrați cartea de vizită, să puteți participa și la unul cu alte proiecte. Așadar, o să trecem acum la semnarea în proiect. O să vină fiecare pe rând. Semnăm împreună. Sunt 3 exemplare. Contractul rămâne la noi, unul la dumneavoastră ca beneficiar și unul va rămâne la Direcția Economică din partea Consiliului Județean. Haideți să învețăm 2 obiecte, dar mai sunt alte elemente tehnice. Elemente tehnice, mulțumesc mult, președinte. De sport, veți beneficia de suportul colegilor atât din cadrul Direcției de Dezvoltare Durabilă, cât și din cadrul Direcției Economică. Fiecare dintre dumneavoastră, ca și beneficiar, va avea o persoană desemnată din partea Direcției mele, cât și din partea Direcției Economice. După, în momentul în care veți depune tranșele, va urma o vizită de monitorizare din partea colegilor la fața locului. Abia apoi vor face toate procedurile necesare colegii de la economic și va urma virarea banilor. Vă asigur că am siguranța și tot ceea ce aveți nevoie de toată implicarea colegilor. Majoritatea dumneavoastră ați mai fost, ați mai avut proiecte la noi. Pentru cei care sunt noi, o să vedeți că va fi veți beneficia de suportul colegilor și va fi o experiență cel puțin interesant. O să strigăm în ordinea depunerii proiectelor. Nu avem ordine anume. Clubul sportiv Bronx Paulin. Și atunci o să primiți un exemplar.
Eu vă felicit și spor la treabă. Asociația Profesor Sportiv OK Sport Onești. Pe scurt, titlul proiectului Performanța de Semicer se adresează tinerilor handbaliste. Dacă domnul Bunar vreau să ne facă pe scurt o prezentare. Ceva cuvinte? Proiectul. Vă mulțumim pentru sprijin. Suntem la a treia experiență cu Consiliul Județean Bacău. Sperăm ca activitățile noastre să fie în continuare apreciate de toată dumneavoastră și să fie un izvor de sănătate și performanță pentru toți copiii din cadrul clubului nostru. Așa să fie. Asociația Fotbal Club este la prima participare. A avut un proiect bun care se referă la fotbalul, o șansă pentru viitor. Sunt 4 grupe de copii și juniori care vor participa, se vor asigura cantonament, echipament și vor participa la 2 competițiile naționale. Thank you.
parcurs modul 2012. Domnul președinte, de acolo am vorbit despre fotbal și din fotbal, acum vorbim și despre fotbal feminin. Da, egalitatea de sân, nu putem să fără egalitate. Fără, fără. Aici. Spor la treabă. Și mulțumesc.